Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Vă salutăm de aici, din grădina hotelului Restaurant Poesis. Vrem să vă spunem că de această dată vom face o călătorie într-o altă zonă etnofolclorică. Ați mai făcut cunoștință acum câteva emisiuni, Țara Oașului. Și de această dată avem ca reprezentantă pe doamna Maria Tripon, care îi spun bine ați venit și vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la emisiunea noastră. Bine te-am găsit pe tine, Bianca. Mă bucur că te găsesc în această postură de moderatoare. Ne-am întâlnit de nori. Bine, așa i-am regăsit pe dragii noștri telespectatori, pentru că eu am mai fost invitată la Informația TV și de fiecare dată consider că e un privilegiu de a intra în casele oamenilor, nu numai în județul nostru, ci și în județele vecine. Cam zvonuri că se vede și în Maramureș și în mai multe județe. Așa e și mă bucură că au acces tot mai mulți oameni la emisiunea noastră și află informații noi, pentru că de la artiștii noștri, cu siguranță, au multe de învățat. Ați dobândit atâta experiență, ați parcurs un drum atât de frumos în lumea muzicii. Vă puteți întoarce puțin la începuturi, ca să ne povestiți care au fost pașii și cum ați ales să cântați? Când eu am hotărât și când am spus, da, trebuie să... Asta este drumul meu, pe acest drum cred că voi merge. A fost în urmă cu foarte mulți ani, a fost pe vremea când aveam eu vreo 16 ani, eram o tânără adolescentă, că până atunci cântam la serbările școlare. Dar pentru mine a fost prea puțin și atunci am spus, îmi doresc să particip la Floarea din Grădină. Era concursul care consacra foarte mulți artiști, era greu de ajuns acolo, dar eu asta mi-am dorit. Întotdeauna mi-a plăcut drumurile grele și anevoioase, dar am știut că bucuria e cea mai mare atunci când reușești să le împlinești. Ca să poți să accedi spre acel concurs, a trebuit să fac demersuri, să mă interesez, să văd ce am de făcut, ce am de pregătit. Și atunci am fost îndrumată spre școala de artă, drept lucru care s-a și realizat. M-am înscris în acel an la școala de artă în Satul Mare. Concomitent cu școala de artă eram și liceană la Negrești, eram clasa 11 la Negrești, anul întâi la școala de artă. Și am parcurs cei 3 ani de canto popular a școlii de artă, unde m-am format ca și interpret de cântec popular. Pe partea de oaș nu m-a ajutat cu mare lucru, pentru că profesoara de canto nu mi-a predat oaș, mi-a predat cântecul popular și am cântat cântece care erau mai ușor abordabile. Așa e. Dar pentru că am realizat că atunci când voi participa la Floarea din Grădină, eu trebuie să reprezint oașul și nu alte zone, pentru că acolo îmi sunt rădăcinile, acolo locuiam, acolo am crescut, a trebuit să mă pregătesc pe partea de oaș. Cum noi n-am avut dascăli în acest sens, am luat-o ușor cu pași greoi prin Țara Oașului. Dar am făcut și o perioadă de pauză, pentru că în viața mea, după ce am terminat școala de artă, am mai cântat vreun an, doi pe aici, prin zonă, pe la noi, dar nu cu ansamblu Oașul a Casei de Cultură, ci cântam muzică populară, că era o orchestră acolo la Casa de Cultură. Mai mult de divertisment. După aceea m-am căsătorit. Au urmat o perioadă în viața mea fructuoasă, am adus pe lume 3 copii, 3 băieți. Aproape unul după altul. Și în 1990, după Revoluție, când deja am început să o ia razna lumea și în cultură, s-au desființat ansambluri, s-au desființat multe activități culturale pe la casele de cultură. La noi, Negrești, chiar se desființase ansamblu Oașul, ba mai mult de atât, și Casa de Cultură au demolat-o și au făcut o frumoasă catedrală în locul ei, nu-i vorba de asta. Pe mine m-a durut cel mai tare, că am spus, domnule, dar acum ce mai fac și eu ca interpret, care mi-am dorit să-mi urmez visul, dar și ca și zonă, nu-i cine să o reprezinte, ce să facem, cum să facem. Bineînțeles că am găsit înțelegere la soțul meu, care a fost pe aceeași undă cu mine. Ce și frumos. A zis, da, e ok, trebuie să facem ceva. Tu, care poți, ai talent și ți-ai dorit să continui visul, cel care l-ai început înainte de a te căsători.
Așa s-a făcut că în 1990 am găsit, soțul meu de fapt a venit cu ziarul Informația Zilei, în care era anunțat, anunțat că se va face se va organiza un concurs undeva prin județul Caraș-Severin, pe la Greon, o comună care n-auzisem de ea niciodată, și că pentru a participa la acel concurs de muzică populară trebuia să te prezinți la Centrul Creației, Centru pentru Conservarea Culturii. Bineînțeles, ca să cei de aici, specialiștii, să-și pună viza că ești bun de a participa, da, ești bun de a reprezenta județul și zona ta. Am ajuns la Centrul Creației, m-au întrebat cu ce vreau să mă prezint, dacă am și costum autentic, le-am prezentat tot, le-am adus costumul, le-am spus cu ce vreau să mă prezint, mi-au urat mult succes, mi s-a părut o deschidere faină atunci. Așa e. Am mers la acel concurs cu instrumentiști din zonă, bineînțeles că Oașul știi bine că așa are locul. Așa e, cu instrumentiști din zonă. Și a fost prima mea experiență și de aici a început drumul meu lung și anevoios pe partea de folclor. Până prin, din 90 și până prin 97 ani de zile, am tot umblat prin concursuri, am participat la diferite concursuri, am luat și premii, nu neapărat trofeu, nu neapărat premiul întâi, dar m-am bucurat când am luat un premiu 3, premiul juriului, premiul pentru autenticitate. Da. Mi-a fost mai greu să înțeleg la început de ce așa se întâmplă, că eu am știut că mă pregătesc foarte bine peste tot. Dar mi-am dat seama că muzica noastră oșenească nu e nici o muzică pe înțelesul multora, așa pentru e. Că și în juriile respective erau și oameni care chiar confundau zonele, Oașul cu Maramureșul. Da, dar, în schimb, am găsit niște oameni specialiști care m-au impulsionat și mi-au spus, mergi înainte că mergi bine. Aceștia fiind, Dumnezeu să ierte că unii au și plecat dintre noi, doamna profesor Emilia Comișel, domnul Stoia Grea, oameni nume grele din folclor, da. Și din specialitatea aceasta noastră a folclorului, la îndemnul lor și la încurajările lor, am mers mai departe, așa că în 97 m-am retras, dar nu din viața artistică, ci din viața de concurent. Pentru că am spus, e suficient, am câștigat destul experiență, deja și vârsta mea era oarecum, nu că destul de înaintată, dar... aveam deja peste 30 și ceva de ani și am spus, deja nu mai concurez cu cei tineri de 16-18 ani, că nu și-are locul. Dar n-am stat așa, am zis, continui partea mea de solistă, de interpretă, mesageră. Și, concomitent cu asta, crescuse copiii mei și am zis, mă, trebuie să fac ceva, că vocea au, Dumnezeu l-a dat darul de a cânta, dar trebuie să... predau oarecum ștafeta mai departe și din ceea ce știu eu să împărtășesc și lor. Dar am zis iar să nu fiu egoistă, că copiii mei acum sunt favorizați că sunt eu mama lor și deja cunosc drumul cântecului. Poate mai sunt și alți copii talentați. Așa s-a născut ideea ca undeva pe la finele anului 97, când am spus că eu mă retrag din viața de concurent, cu ai mei 3 copii și cu alți vreo 10, 12, a vecinilor, a prietenilor, pur și simplu a cunoștințelor, a neamurilor, am încropit un grupuleț de copii cu care m-am și prezentat la Ziua Națională, la momentul artistic dedicat Zilei Naționale, la Negrești. Bineînțeles, cu acceptul primăriei, am spus, am și eu un grup de copii. Da. Și de acolo a pornit treaba și cu copiii, din 97, mai precis apoi din 98 am fost invitată să lucrez la Clubul Copiilor, chiar dacă eu lucram la Cariera Cornet, aveam aici ansamblu Sânzienele, cap împreună cu directorul de acolo de la Clubul Copiilor, i-am și pus denumirea de ansamblu Sânzienele. Și 97-98 aici s-a format și Sânzienele și atunci viața mea artistică a mers în paralel cu copiii pregătindu-i cu Sânzienele din 97, final 98 socotim,
așa, până acum, până în zilele noastre și mai apoi, înființând și ansamblul Oașul, pentru că sânzienele au crescut, au devenit deja liceeni, unii studenți și am zis să nu-i pierdem definitiv, hai să facem și ansamblul mare, ansamblul Oașul. La Casa de Cultură, el a luat ființă mai târziu, mai prin 2005. Dar nu e vorba de ansamblul ăla vechi, care era cândva Oașul. Deci ăsta a fost ansamblul deja din pepiniera sânzienelor. Înțeleg. Da. În cei peste 30 și ceva de ani, că nici nu știu cum să-i socotesc, că zic, din 90 și până în 2021, 31 de ani, nu? Da. Dar dacă socotesc și cei 3 ani de școală de artă și așa, fac imediat vreo 35 de ani. Pentru că au participat la formare. Da. În toți acești ani am avut bucurii, am avut și poate mai puține bucurii atunci când mi-aș fi dorit să fie mai mult invitat Oașul în emisiuni pe la televiziunea română și așa. Ne eram invitați foarte rar, eram invitată eu și cred că și Maria Petca în asentimentul meu. Da. Noi am suferit amândouă de sindromul ăsta, că Oașul ăsta nostru nu-l bagă lumea în seama chiar așa cum am vrea noi. Că noi, de fapt, acum, hai să nu vorbesc de Maria, deși eu mă bucur din suflet că e colega mea și că nu singură pe tărâmul ăsta și a mai apărut și tu și așa mai departe. Sperăm să mai fie și alți interpreți care e tineri, care să ne calce pe urme. Mi-am dorit dintotdeauna să îl fac cunoscut Oașul, să-l promovez la adevărata lui valoare și să știe lumea, când spun lumea, România, românii iubitori de folclor și străinătatea, să știe că noi Oașul suntem Oaș, nici de cum Maramureș și nici altă zonă folclorică cu care deseori și la ora actuală suntem confundați. Din păcate, așa este. Vă voi invita acum să ne interpretați din melodiile dumneavoastră frumoase. Revenim, dragi telespectatori! Să
fericită, dita ce ești fericită, dă-ne, Doamne, sănătate și de tine să avem parte. Și le țipurez, lumea să o veselez, mă. Ai, la, 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 ori și unde marge lume, ori și unde marge lume, duc danțurile cu mine și nu o uita șohan, că-ți vineam de oșan, mă. Danțurile mele tete din oașe saturnate, îs de la oșănii miei, dragul mii e de ieri, mă. Ai, la, 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 câte lume o-ai trăit, mă. Câte lume o-ai trăit, o jucașă țipurică, lumea asta nu ia merge, el alte nici așa, mă. Noi mai fi în lume, mi-o rămâne danțurile și-a rămâne pe vecie o șancavă stămărie. Ai, la, 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 oriunde vi-ți întâlni, mă, oriunde vi-ți întâlni, de mine îți va vesti și va trebui dorul de mine, ascultându-mi danțurile, la, 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 la. Am revenit, dragi telespectatori, tot alături de doamna Maria Tripon. Vă felicit pentru impresionanta carieră artistică și pentru câte ați realizat până acum. Vreau să ne povestiți despre ansamblul dumneavoastră din prezent. Foarte greu îi adun acum pe copii după problemele acestea cu pandemia. Pentru că s-au obișnuit mai leneși să-și adă acasă cu online-ul. Mi-e greu să îi adun pentru că copiii din oraș sunt foarte deschiși la alte activități mai mult decât la partea de folclor. Dar nu e lucru rău. Fac sport, fac instrumente muzicale, fac... Da. Dar mai găsim și copii. În fiecare an, la începutul anului școlar, vizitez școlile și copiii din școlile respective și promovez cercul de muzică populară, că așa se numește cercul nostru, de la Clubul Copiilor. Îl promovez și fac înscrieri la copii. Nu fac preselecții, pentru că nu-i cazul. Mă bucur dacă reușesc să-i adun și să vină și în rest selecția se face pe parcurs. Că cei așa care chiar nu au nimic de a face cu muzica să retrag. Da. Întotdeauna le prezint frumosul din partea aceasta de folclor și întotdeauna le spun că oare unde mai găsesc ei un loc unde să înveți ceva gratuit și să nu plătești nimic, pentru că ei nu plătesc cursurile. Eu sunt profesor la Clubul Copilor și acolo sunt plătită ca și cadru didactic. Ei nu plătesc transportul când mergem undeva, pentru că ni-l asigură Palatul Copilor, bineînțeles dacă e un concurs înscris în calendarul nostru. Da, așa nu e. Dacă sunt zilele comune, zilele orașului sau nu știu ce, atunci trebuie să ne descurcăm singuri. Da. Costume populare, păi știți, nu avem costume, sunt scumpe, nu, pentru că eu am adunat de-a lungul timpului, asta a fost din nou o pasiune de-a mea, costume vechi. Ce frumos! De la unii care au vrut să le arunce, de la alții care le-au ținut pe fundul lăzii, eu le-am adunat, le-am recondiționat, le-am spălat, le-am pus bine și îmbrac pe copii din ansamblu Sânzenele, deci nici măcar nu au nicio cheltuială, nici cu costume, nici cu nimic. Și asta e foarte important pentru ei.
cer să fiu convingătoare și pentru părinți, să-i lase, să-i îndrepte chiar spre noi, spre cursurile noastre. La noi învață să danseze, învață să danseze oșenește, să țipurească, învață obiceiuri din zona Oașului. Și mai apoi le punem în scenă, în concursuri, în festivaluri, în spectacolele noastre care le organizăm noi. Și e singurul loc unde au această posibilitate. Că la școală se predă altceva și nu folclorul. Așa e. Vorbeam iată despre... că avem peste 20 și... imediat facem din 98, nu, 25, cam 25 de ani de activitate, în care am adunat poate peste 100 de diplome la concursurile la care am participat, ca să, cu copiii care au fost în perioada respectivă, pentru că copiii cresc și mai toți pleacă. Am adunat premii, am adunat multă experiență, am bătut țara în lung și în lat, de la Negreștioaș până la Tulcea, sau Bacău, sau Iași, sau Timișoara, unde am fost invitați. Ne-a bucurat de succes. Foarte frumos. Premiile spun acest lucru. Ei se bucură, copiii la fel. Tristețea mea este că atunci când ei termină liceul, prea puțin sau chiar deloc nu aleg să rămână pe folclor, pentru că, nu știu, viața asta le... consideră ei că nu le oferă prea multe pe domeniul acesta al folclorului. Au văzut că din folclor oșenesc nu faci bani la nunți, la evenimente sau în cluburi sau în restaurante. Și atunci fiecare, și cei care au cântat, care au fost soliști vocali, cântă în continuare, dar nu folclor oșenesc. Cântă cu formații, cântă... Da, păcat. Eu știu că e păcat, dar n-am ce să fac. Da, din așa păcate... puteau să aleagă varianta de scenă de folclor autentic oșenesc și să meargă la evenimente cu formația sau... Din păcate nu am reușit să-i conving, n-am reușit, încă feciorul meu îmi promite, lasă mami că o să țipurești și eu, o să înregistrez niște danțuri. Dar el îi stabili la Cluj, Cristi, și cântă acolo, Ionuț la fel cântă la saxofon. N-au ales să facă instrumente muzicale oșenești, pentru că au zis, viața noastră nu cred că rămâne aici în Oaș. Și dacă te desprinzi de Oaș, e foarte greu, iar să te adaptezi la scenă, la... că ai nevoie tot timpul de instrumente și dacă nu-i ai, ce faci? Prin corespondență nu poți să îi aduni și să te duci la un eveniment. Na. Plus, așa este. E grea viața asta artistică a noastră în Oaș. Dar în ceea ce ne privește ca și a reprezenta zona, acolo ne-am bucurat de popularitate întotdeauna și am fost bine văzuți și așteptați. Și asta mi-a dat mie satisfacția cea mai mare ca și cadru didactic. M-aș bucura foarte mult dacă ne-ați povestit despre realizările dumneavoastră. Cred că sunt foarte multe, cu siguranță. Până acum ați realizat atâtea lucruri frumoase despre care ne-ați povestit, dar cu siguranță mai aveți. Da, păi în cei 35 de ani de activitate artistică, din 90 încoace, primul meu album care l-am realizat, primele imprimări în radio, s-au realizat în 1992, după aceea în 98 am intrat din nou în radio, am înregistrat alte melodii. Pentru mine a fost foarte important, pentru că noi scoatem albume pe piață, dar înregistrările radio rămân în fonoteca radio și rămân în timp. Deci nu-i chiar de aici de acolo. Și nici nu pot să pătrunzi în radio așa cu una, cu două, cu povești. Da. Am realizat trei albume audio. În 98 primul album, Cine aude gura mea. În 2003 al doilea album, Drag mi să mă veselesc. În 2013 am realizat cel de-al treilea album, O șancă și în zic Mărie. În 2012 am realizat un DVD cu 15 videoclipuri din primele două albume. O carte mi-au scris o prietenă și apoi pe aceea sigur că am scris și eu în ea. Frumos. Ca o încununare a celor 25 de ani de activitate artistică. Carte biografică, de fapt, un album biografic. Mai încoace, adică mai prin 2016, am realizat un album, de data aceasta împreună cu băiatul meu, de colinde.
Și în, mai târziu, la un an distanță, 2017, am realizat Pricesnele, un alt album de Pricesne. Tot împreună cu băiatul meu, cu Cristi, pentru că fiecare mamă își dorește la un moment dat să aibă și, dacă urmașii o moștenesc, să mai aibă și ceva proiecte comune. Așa e, o mândrie, mă gândesc. Da, da, și de-a lungul timpului, sigur, am avut șansa să particip într-un proiect cu un film despre copii. Am fost partenera lui Jean Constantin și m-am bucurat că mi-au dat rol să țipuresc, deci nu să mă duc să fiu numai actriță. Am avut și câteva replici și am și țipurit în filmulețul acela. Trupa de show se numește. Am realizat-o am participat, de fapt, în 2009 s-a realizat filmul. În 2008, da. După aceea, în 2014, am fost implicată într-un proiect cu teatru de nord din satul mare și am jucat într-o piesă de teatru, Voicec Transilvania, așa s-a intitulat. Am asigurat partea muzicală de la început până la sfârșitul spectacolului și chiar am primit și niște replici, să le spun, pentru că le-au plăcut foarte tare la regizor. În afară de asta, am avut ocazia să fiu prezentă în zile foarte importante pentru noi, pentru români, în locuri foarte speciale, gen, nu știu, de Ziua României la Cernăuți, în Ucraina, de Ziua Națională în Franța, la Paris, la Consulatul Român, bineînțeles și acolo la Cernăuți, tot așa, la Consulatul Român, la invitația Consulatului Român, la invitația consulatului din Ungaria de la Gyula am fost tot așa ziua națională în Ungaria, la Gyula. Am fost de-a lungul timpului multe proiecte implicate, nici nu mi-aduc acum aminte, dar eu le am toate frumos acasă notate într-o agendă, pentru că mai avem nevoie de ele din când în când. Așa e. Și apoi multe spectacole, am adunat multe diplome de-a lungul timpului, peste 100, la fel și eu. Felicitări! Pentru că diplome de excelență, sunt cetățean de onoare a orașului Negrești din 2012. Felicitări! Ultima distincție care am primit-o și care mă onorează și mă bucură nespus de mult este această cruce a episcopului Justinian Chira din partea Episcopiei Maramureșului și Sădmarului. Am primit-o chiar anul trecut, în 2020, înainte de a intra în pandemie, ca o recunoaștere a activității artistice, a mele și a ansamblului. Multe, multe concerte, spectacole, emisiuni. Cu siguranță. Nu știu dacă mai îmi dorești ceva. Îmi doresc să pot să fiu sănătoasă, să pot continua și să văd tineri talentați care să ne urmeze și să putem să avem cui să predăm ștafeta. Până mai lucrez cu copii din repertoriul meu, lucrez cu copii anumite melodii accesibile lor, anumite danțuri, că nu toate sunt danțuri grele, nu le pot copiii interpreta și să pot să fiu de folos. În rest, la Negrește Oaș, eu îmi desfășor activitatea și la Casa de Cultură, unde instruiesc ansamblul Oaș, acolo iar am avut parte de multe, multe, multe evenimente frumoase, de exemplu și acum când se va difuza emisiunea, noi avem zilele orașului Negrești, așa mai timid puțin, dar avem delegații din țările vecine cu care avem noi parteneriate și trebuie să primesc delegația oficială. Așa e. E lucru foarte important, foarte mare și la nivel de oraș, de Negrește Oaș, de județ, toate delegațiile care au venit în județul nostru și au poposit și în Țara Oașului, eu am fost fericită să întâlnesc, să le fac primirea cu cola, cu sare, cu țipuritură, cu joc, să le explic despre zonă, să le prezint costumul popular, ceea ce pentru mine a fost impresionant. Am spus, uite, domnule, nu oricine poate să ajungă lângă un președinte al României, un ministru, un prim-ministru, dar eu am avut această șansă și asta le spun și copiilor din ansamblu. Zic, voi vă dați seama ce șanse sunt acestea? Să te duci, să fii tu cel care te aplaudă președintele României când te vede sau te felicită. Așa e, păi cine altcineva să reprezinte
Da. Negreștiul, dacă nu dumneavoastră, mai ales că acum, sunteți... Da, acolo sunt acasă, cum ar veni, și întotdeauna și la nivel de județ, toate delegațiile care au venit, totdeauna au venit și pe zona Oașului să viziteze Oașul și... Așa să ne cunoască acasă. Pentru că e o zonă frumoasă. Da, vă voi invita să ne mai interpretați din piesele dumneavoastră și vom reveni, dragi telespectatori.
îndrăgesc, la 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 la. Am revenit, dragi telespectatori, alături de doamna Maria Tripon, care ne-a povestit despre cariera impresionantă și despre atât de multe realizări. Din câte și-am mintit, cu siguranță sunt foarte multe, pentru că mi-am dat seama că după atâta timp e foarte greu să aveți așa în față o listă cu toate cele. Cu siguranță nu ne-ar ajunge o emisiune ca să povestim despre ele. Din pasiunea dumneavoastră pentru a colecționa și costume populare, mereu m-a impresionat acest costum pe care îl purtați și nu am avut ocazia să vă întreb de unde provine și de ce e modelul acesta diferit față de cum e modelul meu. Pentru că provine de la noi, chiar din oraș de la noi. L-am primit de la o bătrânică, sigur că a fost pânza foarte veche, deteriorată, și atunci a trebuit să schimb pânza, dar am găsit o bătrânică, o prietenă, mătușa Berășaie zic eu, i-a avut răbdarea ca să ia modelul de pe ce era cusut, de pe pânza veche, pentru că ce vezi aici, umerii și modelele acestea, se cos separat și se imprimă apoi pe pânză. Da. Da. Ce și frumos. Eu am avut răbdarea și migala să le ia și să mi le pună pe altă pânză, mai ușurică, mai de actualitate, că, din păcate, și pânza în zilele noastre se țese din altceva, nu din cânepă, așa nu e. Din... nici măcar din bumbac simplu, ci bumbac cu amestecat sintetic cu ceva, ceva, da. Și nu-i nici cum. Și e un costum foarte vechi, e mai vechi decât costumele acestea cu cheptar, cu platcă. Eu am, de exemplu, acasă în colecția de fotografii și o fotografie cu bunica mea și bunica mea avea exact așa un costum. Dar ăsta nu-i de la bunica mea, recunosc. E de la o altă bătrânică de vârsta bunicii mele. Cam prin ce an? Mai am așa cu umere. Cam prin 1920 și... Deci atunci se are către 100 de ani modelul. Cât de frumos. Da. Foarte interesant. Foarte interesant. Când văd așa fete care îmbracă costumul șenesc și îl închid în față, în loc de spate. Da, m-am văzut și pe ce mine. Ciudat e că la noi toate costumele se închid în spate. În față nu. Eu am... cam studiat fenomenul costumelor prin toată zona orașului și la toate am găsit închizătura în spate. Acum, sigur, modelele diferă de la perioadă la perioadă, de la sat la sat. Așa e. Sau de la comună la comună. Eu am adunat în lada mea de zestre, când avea timp și o să vii prin Negreș, să trebuie să treci pragul casei, ca să vezi ce costume am. Sigur că eu nu le pot folosi eu să le îmbrac, că sunt de talia ta. Așa au fost femeile oricând și fetele subțirele în talie. Eu am luat proporții, ca în zilele noastre. Da, și parcă erau și mai mici de înălțime, pentru că am găsit la mine în sat costume scurte. Da, și îmi ziceau, păi, îl purtam când eram de vârsta ta. Și Doamne, cum? Da. Interesant. Erau mai mici oamenii, mai slăbuți, mai amărâță. Noi ne-am dezvoltat. Eu am, așa, cu umere, încă un costum, care e pe negru și pe roșu, dar astăzi am ales să vin cu ăsta, nu știu de ce, mi-a spus mie... E frumos, e totdeauna mai vesel. Când trebuie să mă duc undeva sau să mă îmbrac într-un costum oșenesc, stau și mă tot uitoare, care să-l iau, ăla să-l iau, celălalt să-l iau. Oare cu ce aș putea să-i impresionez și să surprind publicul? Ce sau telespectatorii, da, sigur, acum am mai fost cu el îmbrăcată, nu e o noutate? Nu. Dar îmi place foarte mult și mai ales țin foarte mult la costumele cele vechi, cele tradiționale. Mă bucur foarte și mult. Vreau să spun că nu am nimic acasă din costumele ce se poartă acum. Nimic. Asta e bine. Dar chiar nimic. Și nici nu mă interesează. Multe chischineauă, că la noi se zic chischineauă, și zădii am primit. Sau altele... dar nu pot să zic că le-am făcut, că și asta e o zadie foarte veche, nu mai face nimeni acum așa ceva. Da, așa e. Foarte veche. Am găsit, dar din păcate... Uite ce cârligățele cusute, uite stilul cum e cusut. Da, e foarte interesant. Știi? Din păcate, tot ce am găsit eu sunt foarte scurte sau sunt mâncate de moli și nu am putut să le mai recondiționez. Păi dacă mă uitam cu atenție și asta, avea găuri bistoș, da. Da, doar că acele aveau în așa fel încât să nu le mai pot purta. Da, știu. Am și eu, am găsit și eu, dar le mai
păstrez de o parte acolo care sunt mâncate de moli și nu le pot purta. Dar așa, pentru a le prezenta eventual, da, dacă așa. Pentru că au o valoare foarte mare, da, 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 pentru, da, noi cei care apreciem. Da. Deci asta e un costum aparte și foarte vechi, pumere. Mie îmi place că nu multă lume are și atunci ies în evidență oricum, oricum. Așa și e. Nu neapărat că ies în evidență, vreau să le arăt frumusețea, să-l pot prezenta fața oamenilor. Eu prima dată când v-am văzut cu un costum care avea model doar pe umeri, era la sâmbră și nu știam cum să vă abordez, să vă întreb de unde aveți costumul și de când provine, pentru că de mică, fără să-mi dau seama, am avut pasiunea asta de... pentru folclor, pentru autentic, pentru tot ce ține de noi, de Oșeni. Da, 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 da. Așa și eu, uite, tot timpul. Dar să vezi că și bărbatul meu la un moment dat era mai nebunit ca mine și el studia modelele și le studia după cărți, că oare ce reprezintă, că ce vrea să spună. Deci era chiar și mai zgârcit ca mine. Eu mai dădeam câte un costum. De exemplu, mi-a cerut muzeul județean odată. Au fost la mine fetele în vizită și le-am arătat ce costume am și dar noi nu avem în patrimoniul nostru ăsta. Și eu, ca un om bun la suflet, las să fie și la muzeu că îl vizitează multă lume. Da, l-am dat. La urmă dar că din dar se face rai și eu l-am primit și eu vi-l dau. Și după ce au plecat, ei zice soțul meu, tocmai l-ai dat. N-am ce să fac, lasă că o să primesc altul. Și eu, da, Dumnezeu, că am primit apoi alt costum, la fel ca și acela și l-am și pe ala în patrimoniul meu. Ce frumos! Deci s-a întors răsplata. Am sacrificat, dar am visat dintotdeauna să am un loc al meu unde să adun, eu zic, comoara, la tot ce-i vechi. Și am sacrificat un spațiu acasă la mine, am avut un garaj acolo și l-am schimbat, i-am dat altă față și am făcut o cameră tradițională, așa, cu pat, cu colibă, cu lăzi, cu pădișor, cu cât masă, de cu de toate, da. Și acolo găsești tot ce vrei. Când a venit părintele Protopop la Sfințitul Caselor de Bobotează, că o văzuse cu un an înainte și acum m-a avertizat, Doamna Maria, acolo să vă aștepta să, mă găsi, să vă găsesc și îmbrăcat în costum popular. N-au, părinte, da, zice, pe cuvântul meu de onoare, asta vreau. Și chiar am făcut niște fotografii împreună, i-a plăcut. Ce frumos. Foarte tare, da, da, da. Cât de frumos. Mă bucură foarte mult că ați ales să duceți mai departe și să transmiteți și altor tineri din pasiunea dumneavoastră. Am observat că aveți foarte multe piese în repertoriu. Le-ați cules, așa e? Da, bineînțeles. Gândul meu a fost întotdeauna să nu iau de la nimeni nimic. Pentru că ce a tău te reprezintă, adică te reprezintă. Parcă îți pui tu amprenta pe ea, ce a tău. Da. Ce altuia, mai crezi poate și discuții. Că, dar de ce mi-ai luat cântecul sau nu știu așa ce? E. Eu am făcut în felul următor. Sunt melodii care le-am cules de la oameni, dar majoritatea le-am cules de la ceteraș. Acum, melodiile, sigur că sunt cântate de ceteraș în toată zona Oașului. Deci, poate unul din danțul care eu îl interpretez, îl interpretează și altcineva sau altă solistă, pentru că și el a auzit la același ceteraș. Dar fiecare îl interpretează în felul lui. Așa și e. Cum la noi noașii ponturile care fac diferența între danțuri, că fiecare, deci nu e ceva fix ca la și muzica populară, nu? Fiecare îl interpretează cum știe el dansul și la fel și cetărașii. Nu te-ți cânte la fel danțurile. Așa eu am experiența asta de a lucra cu cetărași din toată zona Oașului, pentru că am fost pasionată de culegere, de folclor și am umblat și în perioada când m-am pregătit eu ca și concurentă și mai târziu când am avut nevoie la facultate pentru lucrarea mea de licență, am tot cules și am tot înregistrat, numai că le-am pe casete normale înregistrările, așa s-au făcut atunci. Din tot ce am înregistrat, nu toate ce am cules, nu toate le-am imprimat. Dar le țipuresc alte dăți. Am încercat să prind și danțuri în care fac parte din secvențele ceremoniale, de nuntă, de șezătoare, de alte evenimente din viața omului, de obiceiuri, de exemplu. Vezi că la noi se merge și cu colacul lunea după Paști, la Nănaș, hinele merg cu colacul. Am și un danț făcut, realizat pentru acel moment. Ce frumos! La texte am cules,
m-am inspirat și din culegeri. Am și cules de la oameni, eu sunt tot timpul cu o agendă după mine. Dacă aud la cineva două versuri, eu repede le-am notat. Iar când am hotărât pe melodia aceasta, vreau să pun textul acesta, atunci am lucrat și la text. Am și texte în care mi-am cântat viața mea, a mea și a familiei mele, pentru că până la urmă și asta ne dorim. Așa e. Pentru în repertoriile noastre trebuie să avem texte și melodii de, din toată aria asta largă a folclorului. Și atunci mi-am permis, după ce nu o să mai fiu, o să rămân în urma mea și dansurile în care mă regăsesc eu cu pruncii mei, cu nepoții, cu nurorile. Și fiecare perioadă a ei a vieții am cântat ceea ce am simțit. Când am fost mai tânără, am cântat mai mult dansuri de dragoste, de băutură, de nuntă, de distracție. Distracție. Cum am înaintat în vârstă, toate se așează. Parcă îți vin în minte că ar trebui să cânt și celelalte mai de jale, mai triste. Așa. Iar e. Când am lucrat la cel de-al treilea album, exact în perioada aceea a murit soțul meu. Și dacă până atunci mai puțin am cântat cântecele triste, de atunci am avut și chiar am prins pe ultimul album și câteva dansuri în care cânt starea mea de atunci sufletească, da. Și am creat și textele legate de starea respectivă, inclusiv de melodie am avut grijă să aleg melodiile cele care cred că se potrivesc. Dar a fost o perioadă în care le-am tot filmat, le-am tot țipurit și am zis, gata, am ușit cu jelenia, cât? Că nu mergi la infinit. Te duci la un eveniment, lumea nu interesează să-i cânti tu supărarea ta, că n-ai mamă, că n-ai bărbat, că n-ai nu știu ce. Nu? Sunt zilele comune, zilele orașului, sunt diverse spectacole, îți vin vizitatori, oaspeți. Tu nu poți să le cânti asta. Deci te adaptezi ca solist în funcție de loc, în funcție de moment, în funcție de ce te înconjoară și ce ai de făcut la momentul potrivit. Și am reușit să am. Sigur că e destul de vast, dacă te gândești, folclorul nostru oșenesc. Dar sunt foarte grele melodiile, dansurile. Și foarte greu găsești cetărași buni cu care să poți conlucra, pentru că anoși cetărași n-au studiat muzica la facultate, să știe ce-i partea A, partea B a cântecului. Și atunci, ca să poți să aduci la adevăr un dans, că până la urmă și un dans e un cântec. Tot așa trebuie să fie format din partea A, partea B sau partea întâi, partea a doua, o ritornelă bine stabilită. Deci nu așa când după cum vrei. Acum cu cetărașii cu care eu lucrez, i-am învățat, pentru că ai nevoie și în studio când înregistrezi și în afară de asta și când le predai copiilor. Copiii nu știu când să intre în dans dacă tu nu le faci o regulă. Așa și lor și cetărașului. No, acum, ritornela e simplă sau e dublă sau cum i-am obișnuit eu pe cetăraș. Cetărașii cu care eu lucrez ei știu deja regulile, iar ceilalți cu care nu lucrez și mă întâlnesc eu la un diferit eveniment, știu eu ce am de făcut când trebuie să intru. Că trebuie să înțelegi muzica oșenească și să o simți. Așa este. Dacă nu, ești născut, crescut și să ai drag și pasiune pentru această muzică, niciodată nu o să o înțelegi, niciodată nu poți să o interpretezi. Mi-e pare rău că unii dintre soliști cunoscuți, consacrați, confundă zona noastră și mai mult de atât spun că ei cântă ceva de oaș, dar de fapt cântă niște prelucrări de Maramureș, de oaș, de nu știu. Ce au făcut maramureșenii cândva? Au făcut ei niște prelucrări care le-au cântat Nicolae Sabău, le-au cântat Nicu Moldovan, Dumnezeu să ierte pe toți. No, probabil că atunci nu prea erau interpreți din țara oașului și au adaptat cumva, fructificat zona prin, dar n-au avut cum să țipurească, că ei nu știu, n-au știut. A țipurit trebuie să fii născut aici, să crești lângă cetără. Cine s-a auzit pe tata țipurind, s-a auzit pe mama țipurind, s-a auzit, nu? Sau horind. Că în unele sate se zice hore, în altele țipure, în altele iuie. Da, exact. No. Deci diferă până și forma asta de interpretare să le-o spui. Da, probabil aici e ceva legat de interferență.
De la sat, de la sat. Exact, asta, asta e nu numai la noi Noaș, în toată România așa noastră. Normal. Bihorul, cât e de mare Bihorul, că îl luăm aici aproape, sau Codru, nu? Da, și la ei e. Diferă. Și graiul și liniile melodice, așa ca și la costum. Că și la costumul, de exemplu, din Cămărzana regăsești diferit ceva față de cel din Târșolț, la cel din Târșolț diferit față de cel din Negrești sau Gherța. Pentru eu am putut să fac diferența asta pentru că adunând costumele am văzut diferența. Umblând prin sate am auzit graiul oamenilor. Da. Și distanță de 5 km între localități. Nu? La noi. Ghină, în Bixat, zină. Așa e. Asta e prima la noi, hie, în Târșolț, sie. Sie. Da. No. Și asta e diferența, știi? Da, așa este. Vă invit să ne mai interpretați din cântecele dumneavoastră, pentru că lumea cu siguranță e impresionată de glasul dumneavoastră. Revenim, dragi telespectatori.
dragii noștri, am revenit. Din păcate, emisiunea noastră se apropie de final și o să trebuiască să ne luăm bun rămas, dar cu siguranță în emisiunile următoare o să avem foarte multe de povestit, pentru că m-ați făcut foarte curioasă și aveți o carieră artistică atât de impresionantă, încât cu siguranță i-ar ajuta și pe tinerii aflați la început de drum. Îți mulțumesc mult din suflet pentru aprecieri, pentru remarci. Îți mulțumesc că m-ai invitat să intru din nou în casele oamenilor cu danțurile noastre frumoase. Te felicit pentru tot ceea ce faci. Vă mulțumesc mult. Pe partea asta a folclorului și ca interpretă și iată, realizezi și emisiuni frumoase și ai grijă de noi, eu aș o să îl scoți în evidență. Așa este, păi de cine da? S-au grijă dacă nu de-ai mei? Da, da. Le mulțumesc dragilor telespectatori care urmăresc emisiunile de folclor și iubesc folclorul. Vă doresc numai bine și rămâne promisiunea că ne vom mai revedea. Cu siguranță, cu siguranță, vă mulțumesc din suflet. Ne bucurăm că am avut-o alături pe doamna Maria Tripon, chiar de Sfânta Mărie, așa că vă urez să aveți o zi frumoasă în continuare și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare, tot de la ora 14, ca în fiecare duminică. Vă salutăm din grădina hotelului Restaurant Poestis. O zi frumoasă!